Mi-ai luat mașina. S-ar putea să fie aia de acolo. Ce? Ce? Hai că trebuie să plec. Unde te duci? La mall. Cu cine? Cu Dana. Nu te deranjează să te filmezi? E puțin ciudat, de ce filmezi? Am vorbit cu Dana și nu te mai duci. De ce? Pentru că am noi treabă cu tine. Ce treabă ai? Îți arăt imediat. Zi-mi unde că-ți filmezi. Ești destul de elegantă? Trebuie să fiu mai sport? Eu sunt în apapire îmbrăcat, deci nu-i problemă. Păi da, dar eu mi-am luat ăsta, mai pus să-mi iau ăsta. E ok, arăți bine. E ok? E decent. Ăsta e răspunsul tău, ok? E decent. Nu știu, vreau doar să nu fie frig. Nu o să-ți fie frig. Deci mergem la căldură. Mă scuzi la cafea? Nu. Nu. Ta-na-na-na-na-na. Știi că la un moment dat, anul trecut noi vorbeam să mergem în Italia să ne dăm cu placa? Da. Și unde mergem noi în weekendul ăsta? La Sinaia. Da. E același lucru. O să vezi că e aproape același lucru. Kinda. E aproape același lucru și o să vezi de ce. O să vă zic mai încolo, nu-ți mai dau detalii acum. Mă duci în Italia? Da, o să chem un Uber și te duc în Italia. Vai, a sunat atât de prost asta, mă duci în Italia. Dar sigur mă duci la loft. Dar sigur mă duci la loft. Nu mai contează, oricum mi-e frică. Se frică? Da. Ce să-ți fie frică? Pentru că tu ai avut ideea asta. Cu încă cineva. Și cu încă cineva? Vrei să spun cine? Dacă îmi dau seama? Îți dai seama dacă zic da. Atâta nu. Nu știu dacă se excited sau nu. Nu știi? Da. Vedem. E o linie subțire între frică și iubire. Mi-ai luat mașină. S-ar putea să fie aia de acolo. Ce? Tu chiar mă duci aici la Maserati sau la Angie? Nu, mergem la Maserati. Dar te-ai dat seama până cu cine am vorbit? Dacă cu mașini? Da, cu Adi, cu Iliescu. Ah, okay. Iliescu! O să ne vedem și cu el, duminică cel mai probabil. Radule, ce ai făcut? Conduc un Maserati acum. Trebuia să-l conduci tu, că până la urmă se prezea pentru tine. O să-l conduc eu, da, dar m-am emoționat foarte tare. De ce, mă? Și mi-e frică un pic. Dar da, wow, o să conduc mișto. Eu. Se simte. Abia aștept să mă opresc, să apăs pe toate butoanele să văd ce face. Trebuie să găsim un loc mai liber să conduc și eu să mă obișnuiesc. Și după... Un loc mai liber? Da, e București, e vineri și ce este dacă? Ora 5. Hai la Giurgiu. Nu! Nu mergem la Giurgiu. Cum e mașina? Mind blowing! Deci nu pot să cred. Mai că, abia aștept să plecăm mâine. Lui... Adi trebuie să-i mulțumim. Este superb. Deci este superb. Da. Deci... Ce-ai că mergem în Italia? Ce să mai? Gata, hai! Bă, să știi că te simți. Îmi arde fundulețul. Ce. Oprește și hai să mergem în casă, că trebuie să mai și dormim, că mâine mergem la Sinaia. See you tomorrow. Ce faceți aici? Bună dimineața! Te distrezi? Stați-o pun pe parc. La 8 dimineața te distrezi, tu știi cum ajung la pedale? Deci nu știu dacă înțelegi, dar mașinuța asta, nu vreau să o aud, să-i spun că mama este extraordinară, dar este extraordinară, jur. Deci este, de ce? Nu știu cum ai ales-o, de ce, de unde, dar este ceva... Iliescu, cu el vorbim. El știe tot. Ar trebui să facem piatră foaie farfurcene în care conduce până la Sinaia? Nu, cadoul este al meu. E clar deja cine conduce. Ok. Spune-ne, Radu, cum te simți pe drumul acesta montan spre Sinaia? L-am făcut de atâtea ori, dar parcă e din ce în ce mai bine. E ceva mai special? Da. Vine păcat că... Vine lumină de sus? Nu e de lumină de sus, este... Mm. A, da. Dacă ar trebui să te ajungi în spate să vezi cum se simte chestia aia.
Boy. Asta e drăguț dacă se văd frumos de seară stelele. Marea problemă e că dacă ți iei o mașină de genul, n-are rost să vii pe Valea Prahovei, că o să stai în ea. Dacă vii pe Valea Prahovei, abia atunci exploatezi o mașină la maxim, pentru că în față oricum nu se mișcă nimic și te uiți la ce bord are, cum să schimbi, înțelegi? Am înțeles. De asta au gândit, mă, românii noștri, au gândit. Hai pe pârtie, că am chef să mă dau cu placa. Deci, mi s-a îndeplinit cea mai oribilă dorință. Să primesc placă roz. Da. Acestea fiind spuse, mergem la copii să învăț să mă dau cu placa. Yep. Măcar avem vreme bună totuși. Mi-au înghețat degetele. Termină cu prostiile. Ce faci, piticule? Ce faci? Îți place cum mă dau pe placă? Ție îți place cum te dai pe placă? Îți place? Ție îți place? Da, eu am întrebat prima. Mă obosit. Deja e prima tură. Hai. Hai. S-a auzit după pârtie. Haideți mai încet să o așteptăm pe Diana. Și am zis că toată lumea are un grup în care Diana merge încet. Ce zici? Dacă nu te duc eu într-o sală de gimnastică... Să ce? Nu că-mi bat joc de tine. Te las de ultima speță. Te ridic pe bara mare. Dar de ce ești așa furioasă? Și te pun pe tare. Și zic de drumul de acolo. Dar nu plânge, că nu te cer. Nu plâng. Urul la tine. Hai, mai repede. Sânge? Îmi curge sânge? Sunt muci, dragoste. Sunt muci? Nu! Am dat cu nasul! Am crezut că e sânge, măcar dacă era sânge. Două, trei, mamă, dacă îmi rup iar genunchiul. Și... I did it! Pregătită? Filmez acum, să știi. Ne avem timp de poze! Ne avem timp de să ridicăm drona, să avem putici frumos! Cum a fost pe părtie, Diana? Nu cred că am un review destul de bun, adică nu știu dacă e love-hate. Hate pentru că urăsc frigul din tot sufletul meu și mă strângeau buțiurile alea, dar blăniță să te dai cu placa. Prima zi pe placă, n-a fost rău. Adică cred că tu, Radu, poți să-mi spui mai multe, că tu știi. Ce? Pe pârtie, nu e adevărat! Pe pârtie ai zis că a fost bine! De ce faci bine, asta? A fost bine, a fost bine că ai și avut... Și suntem rupți în dos! Suntem obosiți, da, suntem obosiți amândoi. Suntem foarte Sunt 3 de la 5 dimineața și este 7 aproape. 6 jumate. Ca să înțelegeți cât de rupți suntem, am comandat o pizza de la un restaurant care e la 60 de metri în josul străzii. Atât de rupt suntem. Da, deci Diana are echilibru. Atâta pot spune momentan despre aptitudinile ei. Da, stai un pic, că nici tu nu ești cel mai bun pedagog. Adică nu pot să zic că tu mi-ai explicat atât de bine. Tu mi-ai spus, ridici, stai, cum ai zis? De ți-ai și bătut joc de mine. Cum mi-ai zis, mă? Face, ridică... Lași călc, am zis așa. Lasă călcâiul... Lasă călcâiul drept, ridică vârful stâng. Practic, e același joc cu pambele pice. Adică, da, dai. Eu voiam să te întreb de mult chestia asta, dar m-am tot luat cu condusul. Ce, după mașina asta, da, vrei să aibă următoarea ta mașină? Pentru că știu că vrei să-ți cumperi. Mă, sincer, este o întrebare foarte, foarte bună. Mă uitam cum arăt pentru că ne întoarcem și ne pregătim să lăsăm mașinuța.
Măi, sinceră să fiu, are foarte, foarte multe opțiuni care mie îmi plac, începând cu zi. Cred că pot să zic eu un loc tău? Nu, vreau să zic eu câteva pe care le știu și pe care le-am observat, adică mi-au intrat în... Așa, ia zi. Le-am văzut instant. În primul rând, să nu mai tremure camera, așa. În primul rând vreau să vă vorbesc despre încălzirea în scaune și în volan, care sunt atât de importante. Băi, deci sunt geniale, sunt geniale. Doi la mână, nu știu dacă știți, dar eu sunt mică de înălțime, am 1,60 m rotunjit, iar Radu are 1,70 și ceva. Iar faptul că tot timpul eu având manetă, tot timpul trebuie să trag de maneta aia față-spate, față-spate. Maseratiul este electric, bineînțeles, pentru că este la cu totul alt nivel. Vorbești de reglarea scaunului. Reglarea scaunului, da. Faptul că unul la mână e mult mai ușor să te miști și doi la mână are și memoria scaunului. Nu știu dacă ați auzit de așa ceva, eu n-am auzit până acum, este prima dată, adică... Doar pe stânga, ce-i drept? Doar pe stânga, dar în dreapta nici măcar nu contează atât de mult. Și despre infotainment, faptul că are Apple Car, zic bine? Da, Apple CarPlay. Apple CarPlay, adică se conectează instant bine, telefonul. Până la Apple CarPlay are foarte multe chestii în el. Poți să controlezi destul de multe suspensii, dar pe tine nu te-a fascinat chestia asta. Pe mine m-a fascinat cât de ușor poți să ridici mașina, să o cobori, să o pregătești de ce urmează drumul. Și nu uita de butoanele pe care am tot apăsat. Da, am apăsat pe foarte multe butoane, mai ales că ne-am întors pe autostradă și am dat pe modul sport, modul sport, care deci, este foarte, foarte blăniță, iar în momentul în care am prins drum drept, nu am depășit limita legală, în schimb am dat geamurile jos, chiar dacă era frig, ca să auzim motorul, deci motorul este ceva extraordinar, deci se aude foarte, foarte, foarte bine. Asta, mașina e automată, dar mai există niște chestii aici, anumite padele. Așa. Pentru cei mai, cum să zic eu, fascinați de ideea de condus manual și poți să dai puțin override, să te joci tu cum vrei. E SUV totuși, asta e chestia, că e SUV. Și mai e o chestie care mie îmi place și este un detaliu pe care l-aș dori să îl am eu în mașina mea. Băi, este un cesuleț mic aici. Și... Bă, zic eu! Ne zici tu? E, las că ne zice și Adi ceva. Are motor 3.0 V6. Wow. Este făcut, asamblat de Ferrari. Practic e bună mașina. Pentru cei care știu ce e la Ferrari, Ferrari are V12, asta este doar V6. 350 de cai putere, 500 de nanometri, dacă s-ar putea să se ia oamenii de mine. Și Adi mai ales. Păi da, asta mi-e și frică să mă duc să-i dau detaliile astea lui, că s-ar putea să zică, bă, tu asta ai înțeles din mașina asta. Ți-am dat și foaia mașinii ca să vedeți cu ce mergeți. Da, și revenim la realitate. Nu! Da, bă, din păcate n-am mai apucat să vorbim cu Iliescu, dar sunt sigură că o să dorească să fie în vlogurile mele sau poate în podcasturile lui Radu, de ce nu? Și poate ne ajută și cu alte mașinuțe, atât din gama Maserati, cât și altele de lux. Acceptăm orice. Dar dacă a început cu Maserati, cred că trebuie să urce și la altceva. Dacă înțelegeți ce vreau să spun. Da, înțelegeți, dar cam greu să mai găsești ceva care să ajungă la așa ceva. Băi, da, da. Pe scurt, mașină ideală să te duci într-o vacanță este perfectă. Da. Mea mică. Păi, cred că în primul rând trebuie să le mulțumim celor de la e-blogs, că ei ne-au ajutat cu mașinuța, cât și celor de la Maserati România, care au un nou showroom în Pipera. Nu vreau, nu le fac reclamă, dar arată foarte, foarte bine este showroom-ul, este genial. La Swan. La acolo, dacă știți. Swan. Asta sunt, complexul ăsta se numește Swan. Ah, la Swan. Asta de aici. E undeva acolo. Sau fetelor, dacă știți mai bine, este plața aici. Vezi și un Starbucks. Ce? Este plața. Pipera, așa se numește. Ok. Da. Ce mai trebuie să spunem? Nu uitați să ne dați un să like. Să ne dați like, subscribe și toate cele. O să vă las în descriere și linkul de la e-blog
Și acolo va veni review-ul de la mașinuța noastră și cam atât. Sper să nu fi dezamăgit cu tot ce am făcut noi. Da, adică sper să le placă. Bineînțeles, ăsta este un început pentru noi. Noi vom dori mai multe mașinuțe să le testăm și poate de ce nu să le facem din ce în ce mai multe review-uri frumoase. Așa că vă mulțumim, see you next time. Bye!